Am solicitat operatorilor de salubrizare de pe raza municipiului Brașov, împreună cu serviciul salubrizare din primărie, să identifice în tot orașul posibilitatea ca, lângă platformele de gunoi, să amplaseze acei recipienți de culori diferite, pentru ca cetățenii care doresc și ar fi bine să fie cât mai mulți să dorească acest lucru, gunoiul menajer să-l depoziteze în pubele sau containerele care sunt la rampele de gunoi amenajate, iar lângă să existe posibilitatea ca acei recipienți să fie utilizați pentru a depozita materialele sau gunoiul reciclabil, în hârtie, sticlă, metal sau ce știu eu, alte asemenea deșeuri. Este o primă etapă pe care am derulat-o. Sunt 112 asemenea ecoinsule amplasate. O să mai continuăm acest proces în următoarea perioadă. Dacă sunt sugestii sau propuneri, solicitări de la cetățeni, de la societăți de proprietari, o să ținem cont și o să facem acest lucru în următoarea perioadă. Este o primă etapă în ceea ce înseamnă ceea ce ne dorim noi cu toții sau cât mai mulți ar trebui să-și dorească colectare selectivă. De asemenea, am solicitat operatorilor să distribuie saci de culori diferite la tot ce înseamnă case, unități locative individuale și să coreleze un program de evacuare acestora bine comunicat, bine conturat, ca să dăm posibilitatea că acolo unde nu există această soluție, cetățenii la locuințele individuale să facă acest lucru. E o chestiune care trebuie să o implementăm în municipiul Brașov și chiar dacă va fi mai greu la început, eu cred că o să avem o reușită într-un parcurs. E bine să știm cu toți acest lucru, ce ne așteaptă.